Dacă în unele zone din țară s-au dus vremurile în care piețarii își lăudau în gura mare produsele, iar clienții cumpărau doar după ce testau marfa, la Bacău lucrurile stau altfel. Oamenii târguiesc ca pe vremuri, pipăie gustă, se tocmesc, după care deschid portofelul. Și totul se întâmplă într-o concurență sălbatică între hipermarketuri și tarabele producătorilor. Din fericire, sperăm că pentru mult timp fermierii moldoveni să reziste. Colegul meu, Marius Milea, cu o dovadă de la fața locului și cu un personaj pe măsură, șeful pieței centrale din Bacău. Din fericire, pot spune pentru băcăuani, piața bacăuană are un număr mai mare de producători decât societăți comerciale. Ceea ce la nivel de țară am constatat că de regulă piețele sunt ocupate de societăți. La Bacău e un lucru mai aparte, aș putea spune, și aici avem mai mulți producători, deci cred că în jur de 60% sunt producători particulari, iar diferența sunt societăți comerciale, ceea ce este un lucru foarte bun pentru oamenii din zonă, care pot să-și vândă marfa în piețele băcăoane. Pot să spun că a fost o muncă la început mai obositoare, mai greoaie, în momentul în care am încercat să îi separăm în piețe și am început prin a vopsi mesele la producători într-o culoare anume, la societăți în altă culoare. După aia și legea 145 care a venit în ajutorul nostru specifica în mod concret că un număr de 40% să fie, până în 40% să fie producători și diferența societăți comerciale, dar v-am spus, din fericire la Bacău, noi avem un număr mai mare de producători decât societăți comerciale. Care sunt condițiile pe care le oferiți unui producător, unui om care vrea să-și vândă marfa într-o piață? Păi, în primul rând este taraba care este asigurată zilnic, prețurile sunt modice, aș putea spune, nu s-au mai mărit de ani de zile, sunt niște prețuri foarte accesibile. Omul vine, producătorul particular vine și își plătește zilnic, deci taxa la masă, pe când la societăți ar trebui să aibă niște acte, să plătească anticipat în perioada asta de bară, unei piața este mai aglomerată, ceea ce e mai anevoios. Pe când la producătorul particular a venit, s-a instalat la masa respectivă, avem mese suficiente, l-am făcut și afară un careu în momentul în care e supraproducție și vine toamna, avem 248 de mese în interiorul pieței centrale, discut numai de piața centrală, că avem și piața sud și piața de gro. Iar toamna, ca să venim în ajutorul lor și să aibă toată lumea așa, mai facem un careu de vreo 30 de mese afară undeva, unde adevărați producători vin și își vând marfa din gospodărie. Să înțeleg că nimeni nu rămâne pe din afară. Niciodată, chiar avem locuri suficiente.